După o perioadă în care a fost evitată o discuție despre formarea unei alianțe cu PDL, astăzi liderii liberali buzoieni au fost nevoiți să răspundă direct pe marginea acestui subiect în prezența președintelui interimar Klaus Iohannis, adept hotărât al colaborării cu democrat-liberalii. Problema de la Buzău nu este deloc superficială, având în vedere că până acum a funcționat tot alianța dintre PNL și PSD. Cu toate acestea, vicepreședintele liberal buzoian Cristi Băgiu a declarat că se va încheia până la urmă un pact cu PDL. Subiectul legat de colaborarea cu PDL a fost discutat la conferința de presă organizată după întâlnirea regională a liberalilor. Cu șeful său interimar alături, vicepreședintele PNL Buzău, Cristi Băgiu, a fost nevoit să dea un răspuns la obiect atunci când chiar Klaus Iohannis i-a dat cuvântul pentru a explica stadiul formării unei alianțe cu democrat-liberalii. Asta o să vă spună cu siguranță domnul președinte mult mai exact. Deci am avut săptămâna... Sâmbătă trecută o întâlnire cu, s-a creat un comitet, trei persoane de la Partidul Național Liberal, trei ai Partidului Democrat Liberal, urmează să mai aibă loc o întâlnire mâine. S-a stabilit estimarea situației în fiecare comunitate, pornind Consiliul Județean, terminând cu cea mai mică comună, stabilirea unor poziții politice comune, lucruri care urmează să le mai discutăm în întâlnirea de mâine. Reacția liderului liberal buzoian vine în contextul în care până acum majoritățile din Consiliul Județean și Consiliile Locale nu au fost schimbate, potrivit noilor mișcări de pe scena politică națională. Ce-i drept matematic, mai ales în privința Consiliului Județean, o nouă majoritate formată de PNL și PDL ar fi una firavă, cu riscul de a nu funcționa din cauza unor mici trădări ale aleșilor. De cealaltă parte, tot astăzi, liderul interimar al PDL Buzău, consilierul județean Raul Florescu, și-a reafirmat dorința ca această colaborare să fie decisă cât mai repede. Nu s-a mai întâmplat nimic spectaculos, mâine urmează să mai avem o rundă de întâlniri cu Comisia PNL-ului, să începem să fixăm termenii tehnici în care se va face în toate localitățile din județ, cât și la Consiliul Județean. În rest, așteptăm ca dânsii să-și stabilizeze poziția săptămâna viitoare în Congres. Probabil că sunt și ocupați din motivul ăsta. Sunt într-o campanie internă acum și foarte bine că sunt și așteptăm și noi să vedem momentul final. Rămâne de văzut cum se vor ralia partidele locale în următoarea perioadă, astfel încât să fie formate noi puteri în mini-parlamentele locale.